Noul comisar șef, Mihaela Ignat, a lucrat în cadrul OPC din anul 2003 și a ocupat postul de comisar superior în cadrul OPC Timiș, însă a fost concediată în 2010. A primit o decizie prin care a fost anunțată că de a doua zi nu mai lucrează acolo. N-a plecat atunci în liniște, ba chiar a dat instituția în judecată pentru că, spunea ea, a fost dat afară în mod abuziv. Mihaela Ignat o acuza pe directoarea CJPC Timiș, Marinela Iliaș, de abuz în serviciu, aceeași persoană pe care o înlocuiește acum și despre care spunea că nu i-a acordat cele 30 de zile de aviz, așa cum prevede legea, și că nu a vrut să-i semneze nici cererea de concediu pentru îngrijirea copilului. În 2010, în luna noiembrie, am făcut o cerere pentru a sta acasă cu copilul meu în îngrijire copil până la vârsta de 2 ani, conform legii. Această cerere nu a fost onorată. Mai mult, am fost dat afară în mod abuziv, eliberată din funcția publică, decizie pe care eu am contestat-o în instanță și în moment ce am contestat-o în instanță, se poate vedea că este câștigată prin hotărâre irevocabilă, definitivă, fără nicio problemă. Am fost repusă în funcție, deși mult mai târziu decât trebuia, dar am fost repusă în funcție. În această perioadă am fost până la urmă în îngrijire copil, așa că nu este nicio problemă. Am revenit din concediu în îngrijire copil, iar acum sunt numită prin ordin în această funcție care o dețin. A fost repusă în funcție după 2 ani, iar acum conflictul dintre ea și Marinela Iliaș pare să fi luat sfârșit. Nu se întâmplă nimic, eu am fost repusă în funcție și dumneavoastră rămâne comisar în continuare. Eu o consider colega mea și voi lucra la fel cu ea ca și cu ceilalți. Deci nu o considerați responsabilă pentru ce s-a întâmplat? Să constate organele abilitate pentru acest lucru. Eu sunt pusă să fac treabă. Deci nu să mă ocup de probleme și să sancționez pe cineva. Eu vreau să mă ocup de tematicile în derulare, de problemele legate ale consumatorilor respectiv, sesizările și așa mai departe. Deci nu sunt pentru altceva aici. Nu sancționez pe nimeni. Decât dacă este necesar. Deși s-au schimbat multe din 2010, când a părăsit instituția, Mihaela Ignat vrea să se pună la punct cu toate modificările și să-și înceapă activitatea. Ea este temporar comisar șef până la organizarea concursului pentru ocuparea postului.